adesso proprio il trapano. Voi vorbiți și domnița? Vă rog să luați loc. Bună seara, bună seara. Cât ești de frumoasă? De la o frumoasă aur. Cât mi-e dor de tine? Bună seara. Am răcit fix degeaba. O să încerc să mă îndepărtez, desigur, după ce v-am pupat. Nu o să te întreb despre abajur, pentru că presupun că a făcut-o toată lumea și nu mai avea niciun rost. O să-l întreb pe Pavel dacă își mai aduce aminte cel mai frumos moment din viața noastră. Știu. Și mi-aduc aminte. Și nu numai că mi-aduc aminte, dar chiar îl rețin în memorie întotdeauna. Te-am privit de 1000 de ori și de 1000 de ori mi-am adus aminte lecția minunată pe care mi-ai dat-o și care mi-a folosit cum nu-ți imaginezi. Pavel Satan este uriaș de deștept, vorbește foarte puțin. Și la un moment dat l-a apucat pe el vorbăritul. Și mi-a povestit ceva ce nu o să uit câte zile avea prin închide ochii. Era într-o gară, într-o noapte și aștepta un tren. Și a întâlnit o femeie pe care a lăsat-o să vorbească, dar ea n-a vorbit. A vorbit el toată noaptea despre visele lui, despre aspirațiile lui, despre idealurile lui, despre lacrimile lui, despre disperările lui. Dădea să vină dimineața și să vină trenul. Și am lăsat și ei jumătate de noapte să-mi povestească și ei ceva. Și ai întrebat-o așa, dar tu, femeie misterioasă, tu ce-ți dorești cel mai mult în viața ta? Și în ochii tăi încolțiseră lacrimile. După jumătate de noapte care eu am povestit, așteptam și eu tot o jumătate de noapte să dureze ce o să-mi spună ea răspunsul. Sigur. Și răspunsul ei a fost? Să spun eu? Pot să spun eu, țin minte exact. Da. Răspunsul ei a fost un bărbat cu sielo. N-am să uit niciodată. Alături de Ana, de asemenea, am trăit lucruri minunate. Noi, da. Noi, da. Mi-aduc aminte când ea a filmat, dacă mai țineți minte, într-o piscină plină cu gheață. Exact, exact. Și am venit și te-am povestit în premieră cum am fost păcălită de producătorii și eu am, să știți că am întrebat din timp dacă gheața cumva nu va fi cea artificială, cum am văzut eu. Bineînțeles, la Hollywood. La televizor, exact. Și mi s-a spus să stai liniștită că totul va fi în regulă. Și nu uita atunci când m-am ridicat și eram plină de vopsea. Au și vopsit cada atunci, da, în negru. A fost senzația, vă zic sincer. Și până la urmă m-am trezit și cu cada vopsită în negru și evident că vopseaua s-a imprimat pe piele și apoi și cu foarte multă gheață. Și halul care te-ai îmbolnăvit, da, și cât de mișto ai rezistat. Acum trecem la clipul nou. În clipul nou, tu cânti cu un accent pe care nu ți l-am mai auzit până acum. Moldavski accent. Moldavski accent. Da. La Pavel se aude o aluzie fină la primul nostru clip la care tu ai filmat până te-a salvarea. Și tot în piscină și tot nu cu gheață, dar mai era un pic și prindea gheață deasupra. Da, eram acolo cu toții. Pavel, nu știu dacă știi, a filmat cu un operator îmbrăcat în neopren. Și el nu s-a oprit până în clipa în care nu l-a luat salvarea. A făcut... A înghețat. Nu a respirat? A înghețat. Îl trebuia să mănânce și să bea sub apă, ceea ce a și făcut, pentru clipul eu beau. Și am fumat sub apă. Da, exact. A fumat și florile am udat. Știu. Ai dreptate cu stropitoarea. Și tablou aveam. Doamne, Dumnezeu. Și am citit. Ce n-am mai făcut noi sub apă. Și iată-ne acum, astăzi, într-un videoclip în care tu, superbă, te căsătorești. Mulțumesc. Cu el. Da, mă căsătoresc cu el și fug în lume. Înțeleptul. Da. Tot cu trenul. Tot cu trenul. Toate se leagă, Pavele Voievoade. Da. E un videoclip foarte frumos, care are o producție foarte bogată. Vorbim despre trenuri adevărate, locomotive, vagoane... și nerezervate doar pentru noi. Tu știi foarte bine ce înseamnă să filmezi, dar mai cu seamă cu un tren, înainte, înapoi, durează ore, nu ca... Imposibil, precum, da, cu un sielo. Da? Așa? Da. Lucrurile astea sunt foarte, au fost foarte grele, nu ne-am așteptat, vă recunosc. De aceea cât a și durat 48 de ore. Hmm. Apoi ne-am mutat în Podgorii, unde ploua infernal, iar noi trebuia să filmăm o dimineață frumoasă, unde eu mă trezesc, arță ghinzităt. Da. Și de unde? Că ploua groaznic și a trebuit să aducem 2 mașini din București, Podgoriile fiind foarte departe, cu generatoare, cu lumini
enorme care consumau foarte mult, de aceea s-au ridicat costurile videoclipului. Lucruri neprevăzute, știi și tu foarte bine cum e, dar probabil am fost urmăriți de un, hai să spun un ghinion, dar până la urmă producția și absolut rezultatul mie îmi place foarte mult, dar a trebuit să ne luptăm cu treaba asta, a trebuit să creăm această dimineață superbă. Bun, eu înțeleg lucrurile astea, așa e mare dreptate. Cum te-ai luptat tu cu incredibila inteligența lui Pavel Stratan? Foarte ușor. Ia uite-te în ochii lui așa, mai ai lucruri de făcut, băi, n-ai văzut! Dacă n-aș fi atât de bătrână... Ia zi, Pavele, te-a citit Ana? Da, o să vedeți clipul și o să vă dați seama. Nu. Te-a citit? Știe cine Cred ești? Cred că da. Știe. Ok, o să vedem. Pavel Stratan este pentru mine artistul căruia am cumpărat cele mai multe discuri din viața mea, însemnând că am cumpărat tot ce se poate cumpăra de 4 ori. Nici măcar banicii n-am cumpărat la performanța asta, pentru că toată lumea venea să-mi ia discurile Stratan, nici acum nu știu dacă le mai am, pentru că trebuie să mai verific o dată colecția, prietenii mei fiind în mod special atrași de discurile lui. Deci te-ai descurcat bine, e o chestie ușoară, e ușor bine. De lucrat cu Pavel. E foarte ușor, ne-am înțeles. Să fac așa. Ne-am înțeles foarte, foarte bine. Asta din clar. Prima clipă, de când l-am abordat pentru această colaborare, până în momentul de față, ne înțelegem foarte bine. Vreau să mai spun ceva. Cererea în căsătorie a fost făcută dintr-un dublu, n-a trebuit a doua oară filmat. Să vă rog să vă uitați după pauză la ceva ce eu am văzut, pentru că această perfecționistă, e de bine, a trebuit să repete timpul pauzii, dumneavoastră ați văzut. Și erau dansatoarele, nu știu ce, se apropie Pavel, care trebuie să stea ascuns, mă rog, intră într-un moment anume special, nu știu, și încep dansurile. Și iată că l-am văzut pe Pavel privind în zare și când spun zare, nu pot să mă exprim dacă nu mă filmați, că mi-e foarte greu, e în cele două zări foarte pătruns, alea, cam în aceste zări. Iar eu m-am întrebat dacă de fiecare dată se întâmplă același lucru, vom vedea împreună. Pam, pam.